First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business, I can hold you down. Ești pregătită pentru convenție? Foarte pregătită, abia o așteptăm. După cum bine știm, în fiecare an se întâmplă o super convenție la Muvun. Mm-hmm. Da, tu ai fost și anul trecut? Am fost și anul trecut, am ajuns la o clasă a Izabelei. O cunosc pe Iza de când practica gimnastica aerobică, poate chiar mai de mult. Și m-am bucurat alături de întreaga ei clasă, cursanți, i-am văzut foarte fresh, așa că și anul acesta sper și vreau să fiu, să fiu alături de, de ei. Cât de des mergi la sală într-o săptămână? pot să evit puțin această întrebare. Măi, îmi fac timp să ajung. Ce înseamnă îmi fac timp să ajung? Hai să încerc vedem. Să ajung măcar de două ori pe zi. Că este sală, că este de parc. De două ori pe zi? De două ori pe, de două ori pe săptămână, scuze-mă. Okay. După cum îmi spuneam, că este sală, că este parc, încerc să ajung să fac mișcare. Anul acesta sau vara asta, după ce s-au mai dus așa puțin căldurile, fiecare zi, aproape în fiecare zi, eram în parc. La ora 10:30 eram în parc și îmi făceam ora de antrenament. După atâta sport, să intru iar într-o sală, mi se pare că mă plafonez și că nu am chef de a face foarte multă mișcare. Așa că am ales varianta parc și mi-am dat seama că mă simt mult mai bine și că îmi place să alerg. Ceea ce nu, că dau seama de alergare și când eram și la lot și ne punea domnul Belu la alergat, nu se poate, iar ture de covor, ture de stadion. Acum pot să spun că chiar mă eliberez când merg și alerg și mă simt foarte bine. Dar evident că vremea bună nu o să mai țină foarte mult cu noi, așa că mă întorc în sală. Bine, asta cu alergatul probabil că acum e mult mai plăcut pentru că nu mai ești forțată, nu mai ești pusă să faci ceva ce poate nu-ți doreai în momentul ăla. Exact, acum mă duc și alerg pentru mine, mă duc și alerg de plăcere, mă duc să alerg pentru a fi în formă, pentru a avea... pentru a fi sănătoasă, pentru a avea o minte sănătoasă și pentru a mă relaxa. Chiar avem nevoie și, în primul rând, avem nevoie de mișcare, avem nevoie să ne deconectăm de tot ceea ce înseamnă rutina zilnică. Le transmitem un mesaj celor care se gândesc să vină la convenție, dar încă mai ezit, așa, mai stau pe gânduri? Cum să nu? Îi așteptăm pe 4 și 5 noiembrie la Hotel Caro, la convenția cea mai mare, Move On Fitness Planet. Să fiți alături de noi, să ne bucurăm de două zile pline de sport și să ne simțim bine în corpul nostru și să învățăm să facem mișcare. Așa că vă aștept acolo, voi fi și eu și să ne simțim bine. Și te aștept și pe tine. Super, acolo voi fi. La convenție, negreșit.